am să fiu puțin didactic, că mă predispune formatul de profesor universitar. Eu nu mai sunt deja boxer activ. Boxul a devenit o istorie pentru mine, iar istoria a devenit box. Nu m-am așteptat să fie un context atât de confruntaționist, de a fi istoric. Și în mare parte mi-ajută faptul că m-am făcut box. Dar toți cei care mă cunoașteți sau mă cunosc știu că eu sunt un om fericit. Și când spun lucrul că sunt fericit, ca oricare intelectual care se respectă, am încercat să o încadrez într-o formulă. Și senzația de a fi fericit mi s-a deschis într-un curs de istoria filozofiei care l-a citit profesorul Cristian la Iași și care spunea că fericirea are 5 componente. Așa. Înțelepciunea de a lua decizii corecte, sănătatea pentru a avea vitalitate de a le pune în aplicare, respectul la locul de muncă și de trai, capacitatea de a reuși în ceea ce îmi propun și banii pentru a avea demnitate și libertate. Mă gândeam întotdeauna de ce Platon a pus înțelepciunea pe primul loc și am găsit o explicație. Eu în viața mea am luat 3 decizii importante care mi-au conturat ceea ce sunt. Prima decizie înțeleaptă am luat-o în clasa 8-a când, contrar presiunilor mamei care vroia să mă facă lingvist, francez, englez, am mers la istorie. Au fost presiuni și din partea unchiului meu, fratele mamei, primul meu antrenor, care vroia să fac sport la Institutul de Educație Fizică și Sport. Și eu am zis că am să fac și limbi și sport, dar am să fac istorie ca meserie. Și am mers la facultatea de istorie, am intrat, era un concurs în timpurile sovietice, erau 6 pe un loc, am intrat la facultate, iar a doua decizie înțeleaptă care am luat-o viață a fost în anul 1991, atunci când, în contextul a ceea ce se întâmpla, am mers la Iași. Și la Iași am făcut facultatea, m-am pomenit în Iași într-un context intelectual deosebit, la cea mai bună facultate de istorie, într-un centru a istoriei românești. Și, paradoxal, am fost în centrul boxului profesionist. Și, de fapt, asta m-a format. Iar a treia decizie înțeleaptă și decisivă care am luat a fost în 2002 să mă întorc în Republica Moldova, deși opțiunile erau diverse. M-am întors pentru că aici m-am regăsit profesional, existențial și ceea ce sunt, de fapt, actualmente este, deci datorează acestei decizii. Pentru om fericit ar părea paradoxal că am ales această denumire de stat falimentar cu un sport elitar. În aparență este un pesimism, dar în realitate este o notă de optimism. Pentru că ce vreau să vă spun astăzi este o încercare de a arăta că, de fapt, într-un stat care este profund de nefericit, aș spune, din punct de vedere existenței, există un domeniu care arată succes și performanță. Și dacă Elena avea dificultăți în a identifica elite, eu știu că în Republica Moldova există elite. Iar acestea sunt elitele sportive. De ce este sportul în Republica Moldova deasupra mediei de performanță? Pentru că sportul este un fief al meritocrației. Când spun meritocrație, mă refer la totalitatea scărilor de valori care le creează sportul, contextului de performanță și a deciziilor care se iau în acest sport. Cum spunea Sadoveanu, oriunde se pot truca ierarhiile și valorile, absolut oriunde, în știință, literatură, le-a enumerat doar câteva, numai în sport nu. Pentru că în sport există secunde, minute, kilogram și kilometru. Așa. Atunci când Usain Bolt trece primul linia de finish, o văd 100.000 în tribune și miliarde la televiziune. Atunci când mă întreabă cineva cine este cel mai bun sportiv moldovean, eu nu am ezitări să răspund. Pot să spun 3. Avem 3 campioni olimpici, Popova, deci Casapu și Juravski. Și chestiunea asta creează pentru noi o claritate. Așa. Vreau să vă spun că Republica Moldova ca stat nu predispune spre a avea performanță. Suntem un stat profund divizat.
între a fi români sau a fi moldoveni, între a fi români moldoveni și celelalte minorități, în a fi divizați teritorial, în a avea un context economic extrem de complicat, în a avea mii de cetățeni moldoveni în afara țării și cu toate astea avem performanțe. Dacă o să mă întrebați care este evenimentul central al anului anul ăsta, pentru mine au fost Jocurile Olimpice. Jocurile unde am demonstrat ca țară că suntem capabili de a avea performanță mondială. Doar gândiți-vă la Cârâcu sau Iovu, medaliați cu bronz la haltere, dar această listă poate fi extinsă. Spre exemplu, gândiți-vă la un Dan Olaru de 15 ani, care în concursul de tir cu arcul, în vici-vici campion olimpic american sau britanicul de 38 de ani și este învins doar de campionul mondial, viitorul campion olimpic corean. Sau la Ion Lucianov din Slobozia Dușca, care nici nu are măcar teren adecvat pentru 3.000 de mii obstacole, care intră în primii 10 atleți mondiali, alături fiind al doilea și unicul european în acest concurs. Sau gândiți-vă la Vasile Belouz din Grimâncăuț, care a luat locul 9, fiind învins doar de campionul mondial ucraineanu. Sau Lina Margheva în aruncarea discului, în aruncarea greutății, pardon, locul 6 la Jocurile Olimpice. Când vreau să-mi explic această performanță, mi-aduc aminte de forța fair play-ului. Este un citat care l-am scos de la Lia Manoliu. De fapt, este pământeanca noastră care în contextul ocupației sovietice s-a refugiat la București și este cea mai mare sportivă a României în general, arena principală sportivă de la București, îi poartă numele, care spunea: fair play este arta de a pierde cu demnitate, fără nicio supărare față de învingător, fără amărăciune în suflet, fără a da vina pe arbitri, pe vânt sau ploaie, și este mai ales puterea de a reîncepe mereu, chiar dacă pierzi sau ai de câștigat. Cum este sportul deasupra societății în Republica Moldova? Orice performanță, și am spus-o ca un P, este o sumă sau un produs a 4A. Aptitudinile, atitudinile, antrenamentul și o chestiune foarte importantă care se numește ambianță. Ce este ambianța? Este acel confort psihologic, existențial, economic, care creează premize pentru performanțe. Spuneam, Republica Moldova nu predispune spre asta, dar cu toate astea reușim pentru că talentul nu poate fi oprit. Și atunci, pentru a vă arăta cum talentul nu poate fi oprit, am să mă opresc la un sat din Republica Moldova care are 4.200 de locuitori. Este cineva din Grimâncăuț în sală? Ridicați mâna. Satul Grimâncăuț, raionul Briceni. Este cineva? Un sat de 4.200 de oameni. Nicolae Simatoc, și este o premieră când o fac în Republica Moldova, eu scriu o carte despre acest om extraordinar, s-a născut în anul 1920 în Briceni, satul Grimâncăuț, și a ajuns să fie campion al Spaniei cu FC Barcelona și vice-campion al Italiei cu Inter Milan. Este o personalitate care avem nevoie de a o recupera pentru moștenirea noastră culturală, sportivă și istorică. Un alt grimâncăuțan, Vecislav Gojan, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice în 2001, campion european, deci este în roșu. Medalia lui Gojan la Jocurile Olimpice este ieșită din tipar. Așa? Vă spun de ce. Gojan a câștigat medalia olimpică învingând într-al doilea meci reprezentatul Chinei. China are 6,2 milioane de boxeri. Așa? Iar în meciul pentru medalii, Gojan a învins reprezentantul Indiei, care are 5,6 milioane de boxeri înregistrați la Federația de Box. Așa? Este o chestiune de mentalitate absolută, deosebită, și mă mut la următorul meu coleg de lot, Vitali Grușac din satul Grimâncăuț, vice-campion european și medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice în 2000. Pot să vă spun un caz anecdotic cum a câștigat Vitali această medalie. Noi nu știam în ultimul moment dacă va merge la concurs pentru calificări, pentru că banii erau, dar statul nu putea să ne dea. Și atunci a fost nevoie de o intervenție a cuiva, prin cineva, pentru ca să ne se dea 32.000,
de lei ca Vitalii să califice la Olimpiadă și să ajungă acolo. Ăsta este artizanul acestui context, Petru Caduc, antrenorul emerit din Republica Moldova, și asta este Academia de Box de la Grimâncăuți, spuneam, un sat care reprezintă doar o mică parte a ceea ce poate fi Republica Moldova. Știți ce unește și de ce nu este întâmplătoare această performanță? Pentru că ea a avut loc într-un context de libertate. A lui Simatoc, înainte ocupației sovietice, când a avut posibilitatea de a fi în lumea liberă și a lua opțiuni în corespundere cu valorile lui. A lui Gojan și Grușac, pentru că sunt în context de post-ocupație sovietică, când de asemenea Republica Moldova le-a deschis această oportunitate de a fi liberi, n-aș pune în valoare ceea ce ei sunt. O altă întrebare care m-a frământat fiind în lumea sportului este de ce nu am avut și nu avem sporturi de echipă? De ce echipele naționale, echipele de club nu au performanță? Pentru că sportul de performanță, de echipă, reflectă mentalul colectiv a societăților în care activează nivelul de coeziune națională, socială sau civică. Sportul de echipă presupune subordonarea față de conducere, un nivel sporit de intelect colectiv, putere de sacrificiu, coeziune internă, solidaritatea membrilor, sentimentul de onoare și mândrie pentru sine, echipă și țară. Cu regret, suntem o societate care nu poate avea asemenea pretenții. Vă dau un caz pentru a nu crede că vorbesc despre Slovenia. O țară cu 2 milioane de locuitori, care la campionatul de fotbal a scos în barajul de la europeni Ucraina cu 48 de milioane, barajul de la campionatul mondial în 2002 România cu 23 de milioane și barajul de la campionatul mondial în 2010 Rusia cu 142 de milioane. De ce? Pentru că o societate sau Slovenia s-a creat într-un context istoric deosebit, în care necesitatea de a supraviețui a creat un grad înalt de coeziune socială, etnică, în raport cu ceilalți, un nivel sporit de intelect, din dorința de a supraviețui. Pot să vă aduc încă multe câteva alte exemple de acest gen, dar vreau să merg spre altă dimensiune, next level. Ce am putea învăța din sport? Mă gândesc că ne lipsește loialitatea și dragostea pentru țară, respectul pentru valorile care le avem în general, și nu mă refer doar la sport. Puterea de a învinge atât pe noi înșine, cât și ceea ce ne-a făcut natura. Sacrificiul pentru binele colectiv este o chestiune care sportul o face prin excelență. Nu te gândești care ar fi aportul, care ar fi rezultatul efortului tău pentru tine, dar pentru ceea ce este colectivitate. Capacitatea de efort comun în a depăși multiplele probleme și dificultăți care le avem. Bucuria pentru succesul altuia. Atunci când spune cineva că prietenul la nevoie se cunoaște, eu nu cred asta. Un prieten se cunoaște atunci când știe să se bucure pentru ceea ce ești tu și pentru succesul tău. Toleranța față de diversitate, o chestiune care în lumea sportului este o regulă sfântă. Și în sfârșit voi încheia prin a-l cita pe Ernest Hemingway. Sportul învață să lupți cinstit, să câștigi cu demnitate, dar și să pierzi fără a fi umilit, pentru că sportul ne învață viața. Vă mulțumesc!